7 mai Mai mult, tot mai mult Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Proverbele 9 cu 9 Dorința lui Dumnezeu este ca noi să ne aflăm într-o continuă creștere în ce privește sfințirea, fericirea și valoarea. Toți oamenii au capacități pe care ar trebui învățați să le considere ca fiind niște însușiri sfinte, Dumnezeu dorește ca tinerii să cultive fiecare putere a ființei lor și să exercite fiecare însușire cu care au fost înzestrați. El dorește ca tinerii să se bucure de tot ce este folositor și prețios în această viață, să fie buni și să realizeze binele, agonisindu-și o comoară cerească pentru viața viitoare. Lucrarea misionară medicală, pagina 398. Un standard nobil. Legea Domnului este desăvârșită și învierează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Psalmii 19,7 cu Ocaziile și avantajele necesare pentru dezvoltarea și întărirea puterilor morale și spirituale se află la îndemâna orcui. Mintea poate fi dezvoltată și înnobilată și trebuie să fie formată în așa fel încât să se poată îndeletnici cu lucrurile cerești. Dacă însușirile noastre nu vor fi cultivate până la limita maximă a potențialului lor, noi nu vom atinge standardul pe care îl solicită Dumnezeu. Hotărâți-vă în mod categoric să atingeți un standard nobil și sfânt. Puneți-vă ținte înalte. Minte, caracter și personalitate, volumul 1, pagina 105.